duminici părinți, preacuvioase maică starețe, preacuvioase maici, cuvioasă rasoporă Leontia, acum chemată la cinul monacal, iubiți credincioși, întotdeauna taina Sfântului Mastru ne înviorează, ne ridică, pentru că dacă venim cu căință pentru păcatele noastre și cu dorință sfântă să le împuținăm, să ne luptăm cu ispita și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să alungăm toate puterile cele potrivnice, după miruire, veninul din noi este și intră în noi darurile Sfântului Duh. De la începutul Bisericii, taina Sfântului Mastru s-a practicat și aducea mari vindecări celor ce erau cuprinși de tot felul de boli, pentru că este taina celei mai mari mile a lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat mila față de noi, de toți cei ce se aflau în corabie, căci a ținut potopul multă vreme și nu puteau să iasă, că încă erau ape, era mocirlă, nu puteau să se hrănească. Și iată, Dumnezeu, ca semn al milei sale, a trimis o porumbiță cu o ramură de măslin în cioc și iată, așa a văzut Noe mila lui Dumnezeu, că a pornit vânturi puternice care să usuce apa și tot pământul care era mocirlit și numai darul lui Dumnezeu care a mișcat vânturile a făcut să nu mai rămână un an în plus Noe cu familia sa în corabie, că deși s-a oprit pe vârful unui munte, dar sub muntele acela era multă urmă a apelor care au fost asupra potopului. Câtă urmă a păcatelor noastre avem noi în jurul nostru. De aceea avem nevoie de vântul cel subțire al Harului lui Dumnezeu să ne vindece rănile sufletului și ale trupului. De aceea venim la taina Sfântului Mastru și Evangheliile și cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Toate acestea ne arată că sunt balsam pentru sufletele și trupurile noastre. Iar rugăciunile care se citesc, prin care noi cerem mila, ajutorul și harul lui Dumnezeu, acestea cu adevărat pătrund nu numai la urechi, ci și la inimă și la sufletele noastre și vindecă toate neputințele noastre. De aceea taina Sfântului Mastru este simțită de creștini și se adună la taina Sfântului Mastru, cerând milă, ajutor și har, ca să poată să continue viața prin mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și noi în această seară, când ne pregătim să cinstim pe toți Sfinții, iată, i-am invocat și pe toți Sfinții la taina Sfântului Mastru. Și ei fiind frații noștri mai mari, ei nu sunt indiferenți de cererile și rugăciunile noastre. Ei ne ascultă rugăciunile și le împlinesc pentru că stau înaintea tronului lui Dumnezeu. Și deasupra Sfinților este Fecioara Maria, care niciodată nu încetează rugăciunile sale
către Fiul Său și Dumnezeul nostru și cere milă și ajutor și cu dragoste ei de mamă, înduplecă dreptatea cea dumnezeiască și o schimbă în milă față de noi, încât oricât de multe și de grele ar fi păcatele noastre, dacă ne căim fără căință, nu primim iertare, dacă regretăm aceste păcate, dacă avem conștiința că numai mila lui Dumnezeu ne le poate ierta, că dreptatea nu este de partea noastră, suntem departe de dreptatea lui Dumnezeu, dar Domnul și-a întins către noi mila sa cea bogată și îndurările sale. Și iată, se vădesc mila și îndurările lui Dumnezeu la taina Sfântului Mastru atât de mult. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară frumoasă, cu soare care arată că mâine va fi tot o zi frumoasă. Și iată, mulțumesc Maicii Stareței care s-a gândit la această sfântă zi a tuturor sfinților, pentru că avem aici vreo 40 de moaște de sfinți și se cuvenea să venim să-i invocăm și să le cerem ajutorul ca ei să rămână cu noi în comuniune și în seara aceasta, dar și mâine la Sfânta Liturghie. Mâine voi sluji la Biserica Închinată, duminicii tuturor sfinților unde am slujit și azi, prilejuită fiind slujirea de moarte a Părintelui Constantin, care a fost și el ctitor și lucrător la acea biserică împreună cu Părintele Simeon și iată a avut parte de o prohodire lină și plină de dragoste din partea colegilor veniți și de la Galați și de la Tulcea și de aici din Constanța și a credincioșilor între care ați fost și dumneavoastră cei veniți din București și iată ați pus o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru Părintele care a slujit din 1978 continuu și iată, a slujit și prin suferința sa, zăcând în pat timp de 10 ani, dar rugându-se pentru toți enoriașii săi. Noi rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne primească acum rugăciunile și pentru că sunt toți sfinții, mâine iar mai ajunăm după Sfânta Liturghie și seara la ora 18 voi fi la Sfântul Mastru, la Biserica Sfântul Haralambie, în Constanța. Iar luni dimineața, la 7:30, vom începe Sfânta Liturghie, pentru că avem apoi, iată, un simpozion prilejuit din nou de evocarea marelui poet național Eminescu. Vor veni personalități care vor vorbi, dar luni seara voi fi la Megidia. De la 4:30 vor începe vecernia, iar la ora 18, a treia seară la rând, de Sfântul Mastru și la Megidia, că și aceia au nevoie de rugăciune. Și marți, de dimineață, trebuie să începem din nou, că e tradiție, că Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care îi prăznuim și sunt ocrotitorii catedralei, au făcut atâtea tămăduiri, până și umbra lui Petru, trecând peste bolnavi ce se aflau în paturi, și umbra lui îi vindeca. De aceea, de la 6 se va începe slujba la catedrală și imediat după ora 8 vom ieși în parcul catedralei pentru Sfânta Liturghie. De aceea, iată, să mulțumim lui Dumnezeu
că toate trebuie să le facem spre slava Sa și spre folosul sufletelor noastre. Și toată săptămâna va fi frumoasă, va fi cu daruri și cu bucurii, pentru că duminica cealaltă vom avea Duminica tuturor Sfinților Români și ne vom vedea la Poarta Albă întâi, la cruce, la monument, să facem pomenire pentru cei ce au murit la canal și în închisori și în deportări. Apoi vom merge în procesiune spre mănăstirea de la Galeșcu și vom săvârși Sfânta Liturghie acolo. Cealaltă săptămână sunt Sfinții Epictet și Astion. Cred că voi fi la Tulcea în ziua aceea, dar pe data de 7, o zi înainte, voi fi la Mănăstirea Capidava, care are hram de Sfinții Epictet și Astion, pentru că în drumul lor spre Halmiris au poposit de la Capidava și acum poposesc nu ca să călătorească, ci ca să ne ia rugăciunile noastre și să călătorească nu spre un loc pământesc, ci spre Cerul cel Sfânt al lui Dumnezeu să ne ducă rugăciunile noastre. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, care mereu mărește mila Sa față de noi, să ne arate mai luminați la minte, mai tari în credință, mai sănătoși la minte și la inimă, mai puternici în cuvânt și în faptă, să nu pregetăm a face binele, că binele, dacă îl facem, este firea noastră lăsată de Dumnezeu, ne-a lăsat o fire bună ca să o desăvârșim. Prin binele pe care îl facem, ne ridicăm mai aproape de Dumnezeu și ne apropiem mai mult și noi unii de alții. Fie dar ca și această seară, cu ofranda ei de rugăciune, să ne aducă binele, lumina, harul, înțelepciunea, dragostea, mila lui Dumnezeu și bogăția bunătății lui Dumnezeu în sufletele, în inimile noastre și în viața noastră, ca să arbunim și noi, împreună cu Sfinții, împărăția cea cerească, de care să avem parte și să ne vedem ca aici și în împărăția lui Dumnezeu cea cerească, înaintea tronului lui Dumnezeu și a Preasfintei Treimi. Amin.